Dumnezeu să vă binecuvinteze. Această zi așteptată, aprilie 25, este aici și este dimineața lui aprilie 25, 2020. Și din nou, vulturii se adună. Avem o scrisoare de la Dumnezeu prin profetul său, aleluia. Să intrăm în scrisoare și este așa de minunat să știm că Dumnezeu este încă reprezentat pe pământ printr-un profet al lui Dumnezeu, fratele Iosif Bram, și mulțumim Domnului că putem în acest timp, în casele noastre, să auzim vocea lui Dumnezeu care ne vorbește și ce vrea El să auzim și să fim în voia perfectă a Domnului. Dumnezeu nu-și va lăsa nicio oaie în urmă. Și noi știm că dacă ești unul din aleșii Lui și ceva se zbate în inima ta, acela este Duhul Sfânt, acela este Dumnezeu care spune ție să vii mai aproape de El. Și noi ieșim din acest Egipt și mergem spre țara promisă. Aleluia! Amin! Să mergem direct la scrisoare. Vulturii se adună împreună. Dragă mireasă unsă a lui Iisus Hristos, cu adevărat, mireasa poate spune că Dumnezeu își împlinește cuvântul Său așa cum a făgăduit că o va face în timpul de pe urmă. Voi restabili, zice Domnul, ce voi face, o voi readuce la starea originală. O voi readuce la învățătura originală. O voi readuce la cuvântul original. Voi dărâma fiecare denominațiune. O voi aduce înapoi la cuvântul meu. Noi suntem acel cuvânt original întrupat din nou, mireasa lui restabilită complet și ea se hrănește cu mana lui ascunsă, care este așa vorbește Domnul pentru mireasa lui. Ce zi glorioasă este aceasta pentru mireasa lui, pentru profetul lui Dumnezeu adevărat, chiar purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu pentru această zi, cel pe care l-a ales El și i-a vorbit de la buze la ureche, a venit și a trăit în trup de carne înaintea noastră. El ne-a unit pe noi din toată lumea în jurul cuvântului Său și s-a alăturat rugăciunilor noastre cu rugăciunea Lui și a izgonit fiecare diavol care chinuia mireasa Lui. Fratele Abraham a zis, Satan, ești învins, ești un mincinos. Și ca slujitor al lui Dumnezeu și ca slujitori îți poruncim în numele lui Iisus Hristos să te supui la cuvântul lui Dumnezeu și să ieși din oameni, pentru că este scris, în numele meu ei vor scoate dragi. Tu ești Dumnezeu și oamenii sunt vindecați prin rănile tale. Ei sunt liberi în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dacă credeți că William Marion Bram a îndeplinit așa cum a spus Iisus Hristos în Sfântul Ioan 14:12, se va întâmpla din nou. El a spus și în Luca când a spus, așa cum a fost în zilele lui Noe, cum s-a manifestat Dumnezeu într-un om și a spus cine era în spatele lui și ce a făcut Sara când a râs în cort și toate aceste scripturi din Maleahi și așa mai departe au fost prezise pentru zilele de pe urmă. Evrei 4 a spus când cuvântul revine. Maleahi 4 a spus că se va întoarce printr-un om. Evrei 4 a spus, cuvântul lui Dumnezeu discerne gândurile care sunt în inimă. Acela stâlp de foc trimis la Moise și la Pavel, care a scris Biblia, trimis acum să o dezvăluie, harul lui Dumnezeu, Dumnezeu neschimbător, împlinind făgăduințele din Matei 28, iată, eu sunt cu voi întotdeauna, împlinind Sfântul Ioan 14:12. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Împlinind Sfântul Luca 17:28-29, în zile de pe urmă, Fiul omului va fi descoperit. Vedeți? Vedeți? Maleahi 4. Iată, vă trimit pe profetul Ilie, care va restabili credința oamenilor înapoi la cuvântul original. Dacă credeți că El a îndeplinit fiecare din aceste scripturi, atunci sunteți mireasa lui Hristos, aleluia, sămânța sa regală a lui Avram și sunteți vindecați și sunteți liberi. Fiecare diavol a fost izgonit, pentru că nu este nimic mai puternic decât glasul lui Dumnezeu care vorbește cuvântul lui prin slujitorul său și fiecare diavol din iad trebuie să se supună.
Ce are loc în ziua noastră? Răpirea este aproape și El îi dă miresei lui credința de răpire de care are nevoie, aducându-și mireasa împreună prin cuvântul său vorbit. Singurul lucru care poate uni mireasa lui și îi poate da credința de răpire de care are nevoie. Într-o zi, Moise a întâlnit acea lumină și chiar însăși cuvântul i-a răspuns înapoi lui și a uns ceea ce avea înăuntru. Atunci a știut că Dumnezeu l-a trimis chiar cu scopul de a elibera fiul lui Israel și ca să-i conducă în țara promisă. Moise știa că orice avea să spună, Dumnezeu va onora, pentru că știa că cuvântul lui Dumnezeu era în el, căci Dumnezeu i-a spus. Fratele Abraham a zis, voi fi cu gura ta, va vorbi lucrurile drepte. Acum ceea ce spune Dumnezeu, el vorbește prin Moise și o confirmă și adevărește spusele lui. La fel am întâlnit și noi aceeași lumină puternică și l-am auzit și noi vorbindu-ne înapoi și ne-a uns credința care este în noi și ne spune nouă, te-am ales înainte de întemeierea lumii. Tu ești mireasa mea, ți-am dat adevărata descoperire a cuvântului meu. Îmi voi păstra făgăduința față de tine și te voi aduce la casa ta viitoare pe care am pregătit-o pentru tine. Tot ceea ce Adam a pierdut va fi al tău. Îți vei unge credința și vei recunoaște cine ești. Atunci, tu vei vorbi cuvântul, pentru că tu ești cuvântul. Acest mesaj îi spune mirese lui astăzi. Aceasta este pentru tine, mireasă. Fiecare dintre noi merge. Amin. El a spus, nu vom lăsa nici măcar o oaie sau ceva în urmă. Nu va fi nicio copită lăsată în urmă. Noi toți mergem în țara promisă. Mă scuzați. Noi toți mergem în țara promisă. Amin. Fiecare dintre noi, fie că ești o casnică, fie că ești o servitoare mică, fie că ești o femeie bătrână, un tânăr sau un bătrân, sau orice ești, mergem oricum. Nu va fi nici unul dintre noi lăsat. Amin. Fiecare dintre noi merge și noi nu vom opri nimic altceva. Așa este. Fratele Iosif continuă, slavă numelui Domnului, ne îndreptăm spre acea țară promisă și nu există nimic care să ne oprească. Haideți să ne unim din nou în jurul cuvântului său vorbit, însuși glasul lui Dumnezeu pentru noi, pentru ziua noastră, și să-L ascultăm pe Tatăl vorbindu-ne prin mesagerul, său și spunându-ne, de ce te plângi, vorbește. 63 minuță 0714 dimineața. Să ne unim din nou la ora 10 dimineața, duminică, ora Jeffersonville, în timp ce El unge credința noastră ca niciodată înainte. Fratele Iosif, Abraham. Va fi pe Abraham Tabernacle, site-ul.org, în franceză, spaniolă, portugheză, română și italiană. Și pe Sierra Vista Fellowship va fi de asemenea transmisă și în celelalte limbi jurul lumii. svfellowship.info/streaming și puteți merge acolo pentru celelalte limbi. Vrem să vă mulțumim din nou pentru că stați cu cuvântul dacă nu v-ați dedicat complet viața voastră lui Iisus Hristos. Noi vă cerem astăzi să fiți acceptați acea ofertă care ne-a fost oferită nouă, care este total gratuită de orice confuzie denominațională, babiloniană, și vrem ca voi să deveniți liberi în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vom vorbi cu voi altă dată. Amin.